Majoritatea medicilor veterinari din Olt au demarat astăzi protestele. Ei își manifestă nemulțumirile în fața Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Olt. Medicii susțin că au ajuns la limita răbdării, așteptând să li se vireze banii pentru serviciile prestate gratuit populației. Situația este atât de gravă, nu avem cu ce plăti tehnicienii. Ne-au obligat, conform contractului, pe legea 117, să avem niște angajați. Sunt colegi care au una, eu una singură comună, alții au două, trei, așa nu se mai poate. Nu avem cu ce plăti, deci îi trimitem acasă. Și cred că plecăm și noi. Dar nu este corect. Puteau să spună de la început, nu sunt obligați, nu angajăm, așa nu se mai poate. Deci, iar ne-am obișnuit protestele, sper să se rezolve cumva. Dacă nu, să renunțe. Deci. Eu am două circumscripții sanitare veterinare și nu am mai primit banii din ianuarie. Deci pe 4 luni de zile e o sumă destul de mare. Avem datorii către fisc și totodată datoriile cresc, adică noi plătim penalități și angajații pe care îi avem, ne-am împrumutat să-i plătim, dar am ajuns la fundul sacului, că nu mai avem de unde. În situația dată să fim neplătiți de atâta luni cu obligații, cu angajați, cu dări către stat, eu atât i-aș întreba pe decidenții din autoritate dacă domniile lor ar putea să supraviețuiască și să funcționeze fără să-și încaseze salariile timp de 4 luni. Atât, dacă domniile lor pot, să ne spună și nouă cum. Ei au deprimit sume ce variază între 40 și 80 de mii de lei în funcție de numărul circumscripțiilor deținute. Mai grav este că sumele necesare achitării serviciilor prestate de ei se află în conturile Autorității Naționale Sanitar-Veterinare. Medicii veterinari de liberă practică din județul Olt protestează pentru neplata facturilor pe lunile ianuarie, februarie, martie și aprilie de către Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară. Ei au prestat servicii sanitar-veterinare în mod gratuit la populație și neefectuându-se plățile nu mai pot plăti angajații. Există bani, Guvernul României a alocat bani Autorității Veterinare, autoritatea refuză să-i plătească, dacă nu se vor plăti, o să vedeți ce explozie de boli infectocontagioase vor fi la om și implicit la animale. Unele sunt zoonoze. Nemulțumirile medicilor veterinari din Olt mai vizează și lipsa alocării bugetare pentru angajarea de personal specializat pentru circumscripțiile din aproape un sfert din localitățile județului, unde aceste servicii nu sunt concesionate. Sunt 32 de localități, de comune din județul Olt, descoperite fără contracte, unde nu mai sunt medici veterinari de 18 luni. Acolo nu se fac acțiuni sanitare veterinare, pentru că autoritatea veterinară nu a dat alocație bugetară Direcției Sanitare Veterinare Olt și ea nu poate să le scoate la licitație. Medicii veterinari din Olt vor protesta zilnic timp de mai multe ore până ce revendicările le vor fi satisfăcute. Pentru că situația este aceeași în toate județele din țară, de mâine protestele se vor extinde.